Ce la ce cu economia ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veșnic, hotărând tuturor vremea și felul sfârșitului. Iartă, Doamne, păcatele celor din veacă adormiți, primește-i în locașul luminii și bucuriei și le deschide brațele părintești. Auzi-ne, milostive, pe noi, cei ce le facem pomenirea și strigăm, Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Pe Adam cel căzut și pe tot neamul, izbăvindu-l de pierzarea cea veșnică, ai trimis în lume, Doamne, pe Fiul tău, răsărindu-ne viață veșnică, prin crucea și învierea Lui, spre mila Ta nădăjduim. Așteptăm împărăția cea nestricăcioasă a slavei, cerem împărtășirea la Domnul a celor adormiți și ne rugăm așa. Tatăl nostru, fă ca să uite ei toate scârbele și întristările pământești. Tatăl nostru, veselește sufletele celor chinuiți în valurile vieții. Tatăl nostru, mângâie-i pe ei la sânul tău, precum își mângâie mama copiii. Tatăl nostru, grăiește-le lor, păcatele vi s-au iertat. Tatăl nostru, primește-i limanul cel fericit și liniștit. Tatăl nostru, deschide-le cămările îngerilor și sfinților. Tatăl nostru, pe părinții și frații noștri cei adormiți, îmbrănicește-i veșnicilor tale bunătăți. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Cuviosul Macarie, fi luminat de strălucirea celui prea înalt, auzi glas de la un popă idolesc, când vă rugați voi creștinii pentru cei ce se chinuiesc în iad, au bucurie și păgânii. Este minunată puterea rugăciunilor creștinești, cele de desubt prin aceasta se luminează împreună cu cei credincioși, când cântăm noi pentru toată lumea, Aliluia. Ne aducem aminte de cuvântul lui Isaac Sirul, care spune: inima care iubește pe oameni și pe dobitoace se roagă întotdeauna cu lacrimi, și pentru ca toată zidirea să se curățească, deci și noi cu îndrăznire cerem de la Dumnezeu ajutor tuturor celor din veacă adormiți, strigând unele ca acestea. Tatăl nostru, ușurează întristarea părinților pentru pierderea fiilor. Tatăl nostru, cei ce nu te-au cunoscut pe pământ, să te cunoască măcar în cer. Tatăl nostru, miluiește pe toți cei ce au fost îngropați fără rugăciuni. Tatăl nostru, primește în locașurile tale pe cei ce au murit năprasnic,
de scârbe sau de bucurie, Tatăl nostru tuturor celor care mor, trimite-le pacea și odihna sfinților, Tatăl nostru pentru rugăciunile celor ce au pătimit fără vină, iartă pe cei păcătoși. Tatăl nostru celor adormiți, ușurează-le întristarea cu nădejdea întâlnirii în Sionul cel ceresc. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Vinovați suntem de necazurile lumii și de suferințele făpturilor necuvântătoare și de suferințele nevinovaților copii, fiindcă prin căderea omului s-a distrus frumusețea și fericirea făpturii. Tu, cel mare dintre suferinții cei nevinovați, Tu singur ai puterea de a ierta tuturor, deci iartă și întoarce lumii fericirea cea de demult, ca și cei morți și cei vii să afle pacea strigând, Aliluia! Lumină lină, răscumpărătorul tuturor, auzit-a moftarea ta pe cruce, pentru vrăjmașii tăi, Părinte, iartă-le lor păcatul. Deci în numele iertării tuturor îndrăznim și noi a ruga Tatălui pentru veșnica odihnă a vrăjmașilor tăi și ai noștri. Tatăl nostru, iartă celor ce au vărsat sânge nevinovat. Tatăl nostru, iartă celor ce și-au făcut bunăstarea lor pe lacrimile aproapelui. Tatăl nostru, nu judeca pe cei ce ne-au obișnuit pe noi cu clevetire și nedreptate. Tatăl nostru, răsplătește cu milă pe toți cei obișnuiți de noi. Tatăl nostru, fă ca această rugăciune pentru ei să fie primită drept taina împăcării. Tatăl nostru, rupe zapisul păcatelor părinților și fraților noștri răposați. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Mântuiește, Doamne, pe cei ce s-au sfârșit în suferințe grele prin ucideri, îngropați de vii, mistuiți de grindină, de cer sau din cădere de la înălțime. Deci, pentru întristarea sfârșitului lor, dăruiește bucuria ta cea nesfârșită și veșnică, ca să binecuvinteze vremea lor de suferință, ca timp al răscumpărărilor cântând, Aliluia! Dăruiește, Doamne, tuturor cărora le-ai luat viața din fragedă tinerețe, tuturor cărora le-ai dat cununa de spini, tuturor acelor care n-au cunoscut fericirea pământească, mila ta cea nesfârșită, tu le vei răsplăti cu razele iubirii tale, nesfârșite dincolo de mormânt, iar noi așa strigăm. Tatăl nostru, răsplătește celor ce au murit sub sarcinile grele ale ostenelilor. Tatăl nostru, primește în cămările raiului
pe adormiții prunci și pe fecioare. Tatăl nostru învrenicește-i veseliei la cina fiului tău. Tatăl nostru odihnește pe cei singuratici, orfani și străini, pentru care nu are cine să se roage. Tatăl nostru, să se stingă păcatele lor de razele calde ale tot iertării tale. Tatăl nostru, dăruiește robilor mai înainte preaslăviți, părinți și frații noștri, haina alba biruinței. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Ai dăruit, Doamne, neamului omenesc moartea ca cel de pe urmă mijloc de înțelegere și de pocăință. La groaznica judecată se descoperă deșertăciunile pământești, pornirile trupești se liniștesc, mintea cea semeață se zmerește, dreptatea cea veșnică se descoperă, deși păcătoșii cei îndărădnici în credință când sunt pe patul de moarte mărturisesc cum că este Dumnezeu, pentru aceea eu veșnic cer îndurarea ta, strigând Aliluia. Părintea, toată îndurarea, tu luminezi ziua cu soarele, tu îndulcești pământul cu roade, tu veselești lumea cu frumusețea, precum pe prieteni, așa și pe vrăjmașii tăi. Noi credem că și dincolo de mormânt, în veșnicie, îndurarea ta este nesfârșită, miluind chiar și pe păcătoșii cei cu totul lepădați. De aceea așa ne rugăm. Tatăl nostru, ne întristăm pentru culitorii de sfințenie și pentru fără de legile lor. Tatăl nostru, fă să fie și asupra lor voia ta cea de mântuire. Tatăl nostru, fie-ți milă de cei răniți cu necredința cea pierzătoare. Tatăl nostru, iartă pe cei ce s-au sfârșit fără pocăință. Tatăl nostru, mântuiește pe cei ce s-au pierdut în păcate grele și întunecate. Tatăl nostru, fă ca să se stingă flacăra necredinței și în marea bunătății tale. Tatăl nostru, biruitorul iadului, izbăvește de osândirea în iad pe părinții și pe frații noștri cei mutați din lume. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Este grozav întunericul sufletului depărtat de Dumnezeu, chinuit de conștiință și de scrâșnirea dinților, de focul cel nestins și de viermele cel neadormit. Eu tremur gândind că acelea vor fi și soarta mea, deci ca pentru mine însumi mă rog și pentru cei ce suferă în iad, ca să se pogoare peste ei rouă cu răcoreală, cântând cântarea lui Dumnezeu. Aliluia! Unde era să răsară lumina ta, Hristoase Dumnezeule, dacă nu peste cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții, de aceea te și pomenesc, sufletele cele din iad, pogoară-te dar din nou între cele mai de jos ale pământului și scoate într-o bucurie pe cei ce s-au despărțit de tine cu păcatele, însă de tine nu s-au depărtat. Deci în numele Fiului și al Duhului Sfânt ne rugăm Tatălui.
Tatăl nostru, fiii tăi se chinuiesc, deci miluiește-i. Tatăl nostru, grelele sunt păcatele lor și îndurarea ta este mare. Tatăl nostru, tu ai trimis pe fiul tău ca să mântuiască pe cei păcătoși. Tatăl nostru, cercetează-ne cazul cel amar al sufletelor care s-au depărtat de la tine. Tatăl nostru, miluiește pe cei ce au prigonit adevărul din neștiință. Tatăl nostru, iubirea ta să le fie nu foc, ci răcureală din rai. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Voind, Doamne, să dai mână de ajutor a celor morți, le-ai îngăduit ca în vis să se arate și prin vedenii celor vii, ca pomenind cu dragoste pe cei adormiți, să facă în amintirea lor fapte bune și nevoindu-se cu credință să strice cu dragoste. Aliluia! Biserica lui Hristos înalță rugăciuni pentru cei adormiți în toată lumea, în fiecare zi, la orice ceas, în tot pământul. Păcatele lumii se curățesc cu sângele cel curățitor al mielului lui Dumnezeu. Sufletele celor adormiți se ridică din moarte la viață și de pe pământ la cer. Cu puterea rugăciunilor de la altarul Domnului. Tatăl nostru, fie mijlocitoare biserica pentru cei mori, să le facă scară către cer. Tatăl nostru, îndură-te de ei pentru solirea preasfintei Fecioare și a tuturor sfinților. Tatăl nostru, curățește-i pe cei pentru care credincioșii strigă către tine ziua și noaptea. Tatăl nostru, pentru nerăutatea pruncilor, iartă pe părinților. Tatăl nostru, pentru lacrimile maicilor, răscumpără păcatele fiilor. Tatăl nostru, primește milosteniile și rugăciunile noastre ca împlinire la faptelor bune. Tatăl nostru, să fie sângele Fiului Tău izvor de viață pentru aceia cărora le facem pomenirea. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Lumea întreagă se înfățișează ca un sfânt mormânt obștesc, pretutindeni se găsește praful fraților și părinților noștri zidiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Rudenii ale noastre, Adam, tu singur ești acela ce fără îndoială ne-a iubit pe noi. Iartă pe toți cei ce au murit de la început și până acum, ca să cânte ei iubirii tale de oameni. Aliluia! Vine ziua vaiului ca un foc arzător, ziua cea mare și înfricoșată a judecății celei de pe urmă, când se vor descoperi cele ascunse ale oamenilor și se va deschide cartea conștiinței. Împăcați-vă cu Dumnezeu, strigă Pavel Apostolul, mai înainte de acea zi. Doamne, ajută-ne și cu lacrimile celor vii, împlinește-ne ajunsurile celor morți.
Tatăl nostru, în ceasul judecății, învrednicește-i pe ei și pe noi de mila cea aducătoare de bucurie. Tatăl nostru, încununează cu slavă pe cei ce au suferit munci pentru tine și pentru aproapele. Tatăl nostru, dăruiește adevărul tău celor curățiți prin necazul lumii acesteia pământești. Tatăl nostru, cel ce știi numele tuturor, primește pe cei ce s-au mântuit în cinul călugăresc și cel mirenesc. Tatăl nostru, primește pe păstorii cei cucernici împreună cu fiilor cei duhovnicești. Tatăl nostru, să întâmpine robii tăi pe mirele Hristos cu făclii aprinse. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Binecuvântați, iar nu pierdeți timpul care trece repede, fiecare ceas, fiecare clipă ne apropie tot mai mult de mormânt. Noua albire a părului, slăbirea puterii sunt vestitoare de lumea cea viitoare, sunt martorii stricăciunii pământești, ne vestesc că totul trece pe alături și se apropie fericirea cea veșnică, unde nu sunt lacrimi nici suspine, ci numai cântarea de biruință. Aliluia! După cum toamna copacii se despoaie de frunze, așa și viața noastră merge spre cădere. Cu fiecare an, cu fiecare lună, floarea tinereții se veștejește, lumina bucurilor se stinge, bătrânețea cea grea se apropie, prietenii mor, cei de aproape se depărtează. Voi, cei ce erați cândva tineri, plini de bucurie și de fericire, unde sunteți acum, mormintele voastre zac fără de glas, dar sufletele lor sunt în mâna Ta, Doamne. Tatăl nostru, privirea și îngrijirea din lumea cea de dincolo de mormânt ne cheamă la rugăciune. Tatăl nostru, luminează cu soare frumos și încălzește locașurile celor morți. Tatăl nostru, să se șteargă pentru totdeauna vremea despărțirii. Tatăl nostru, învrednicește-ne de bucuria întâlnirii cu ei în ceruri. Tatăl nostru, fă ca noi să fim una cu Tine. Tatăl nostru, întoarce celor răposați curățirea pruncilor și bunătatea de suflet a celor tineri. Tatăl nostru, fă ca să fie viața lor viață veșnică, luminată sărbătoarea Paștilor. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. La mormintele rudenilor noastre ne cur lacrimile, ca picăturile de ploaie și cu nădejde ne rugăm. Adeverește-ne, Doamne, cum că i-ai iertat pe toți, spune-le cum că i-ai iertat, spune-le cum că îi primești în locașurile bucuriei. Descoperă în taină sufletul nostru ca să cântăm. Aliluia! Îmi îndrept privirea îndepărtare pe calea vieții trecute și văd o mulțime din cei care au răpăsat din prima zi și până acum, binefăcători ai mei și cu îndatorită dragoste,
frig unele ca acestea. Tatăl nostru, miluiește pe toți cei ce mi-au dorit și mi-au făcut mie bine. Tatăl nostru, învrednicește-i măririi tale pe părinții și pe frații noștri și pe cei de aproape. Tatăl nostru, mântuiește pe cei ce mi-au binevestit mie cuvântul tău. Tatăl nostru, preamărește în fața îngerilor pe cei ce m-au învățat să te iubesc. Tatăl nostru, dăruiește bucurie celor ce m-au povățuit cu presupunerea vieților sfinte. Tatăl nostru, îndulcește cu tainică mană pe cei ce m-au ajutat în zile grele. Tatăl nostru, împărăția ta sfârșit nu are, fă ca să intre cei adormiți într-o bucuria ta. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Unde-ți este moarte, boldul tău? Unde-ți este întunecarea și frica cea mai dinainte? Căci de acum înainte tu ești dorită, tu ne împreunezi nedespărțit cu Dumnezeu. Tu ești o mare odihnă, tu ești o mare zi de sâmbătă. Apostolul strigă, doresc să mor ca să fiu împreună cu Hristos, drept aceea privind la moarte, ca la o minunată așteptare și viață. Strigăm, aliluia! Învia vor morții și se vor scula cei din morminte și se vor bucura cei de pe pământ, fiindcă atunci se vor scula trupurile duhovnicești preamărite, nestricăcioase, luminate, oasele uscate, auzind cuvântul Domnului, îmbrăcați-vă cu vine, acoperiți-vă cu piele, sculați-vă din căruntețea vremurilor trecute, că sunteți răscumpărați cu sângele Fiului lui Dumnezeu, prin moartea Lui sunteți înviați. A venit peste voi lumina învierii. Tatăl nostru, descoperă-le acum tot adâncul desăvârșirilor tale. Tatăl nostru, tu le-ai descoperit lumina soarelui și luna cea liniștită. Tatăl nostru, fă să vadă și slava îngerilor care sunt pară de foc. Tatăl nostru, tu m-ai îndulcit cu frumusețea răsăritului și apusului de soare, de să vadă ei și lumina veșnicei tale dumnezeiri. Tatăl nostru, tot sufletul să fie luminat ca steaua dimineții și luceafărul zorilor. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Carnea și sângele nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, câtă vreme petrecem în trup, suntem despărțiți de Hristos. Dacă nu murim, nu putem învia pentru veșnicie, că se cade ca trupul acesta stricăcios să se îmbrace nestricăciune și muritorul acesta să se lumineze cu nemurirea, ca astfel în lumina zilei cele neînserate să cânte neîncetat, aliluia! Așteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul,
așteptăm razele luminoase ale învierii, așteptăm scularea din morminte a celor apropiați ai noștri și îmbrăcarea celor morți cu slava vie, prin preschimbarea întregii făpturi, vom striga ziditorului unele ca acestea. Tatăl nostru, Tu ai zidit lumea spre biruința bucuriei și a binelui. Tatăl nostru, ridică-ne pe noi din adâncul păcatului la sfințenie. Tatăl nostru, dăruiește celor răposați ca să împărățească peste făpturi încinste. Tatăl nostru, fă ca să le fie lor Hristos Domnul lumină pururea aprinsă. Tatăl nostru, dă-ne și nouă ca împreună cu ei să prăznuim paștile nestricăciunii. Tatăl nostru, nu te despărți de robii tăi până în sfârșit. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. O, preandurate Părinte, Cel ce ești fără început și voiești ca tot să se mântuiască, Cel ce ai trimis la cei pierduți pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru și ai turnat peste ei Duhul cel de viață dătător, miluiește, iartă și mântuiește pe rudenile noastre și pe toți cei din veac adormiți cu solirile lor, cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm ție, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, cântarea Aliluia. O, preandurate Părinte, Cela ce ești fără de început și voiești ca tot să se mântuiască, Cela ce ai trimis la cei pierduți pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru și ai turnat peste ei Duhul cel de viață dătător, miluiește, iartă și mântuiește pe rudenile noastre și pe toți cei din veac adormiți cu solirile lor, cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm ție, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, cântarea Aliluia. O, preandurate Părinte, Cela ce ești fără de început și voiești ca tot să se mântuiască, Cela ce ai trimis la cei pierduți pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru și ai turnat peste ei Duhul cel de viață dătător, miluiește, iartă și mântuiește pe rudenile noastre și pe toți cei din veac adormiți cu solirile lor, cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm ție, Mântuitorului și Dumnezeului nostru, cântarea Aliluia. Pe Adam cel căzut și pe tot neamul, izbăvindu-l de pierzarea cea veșnică, ai trimis în lume, Doamne, pe Fiul Tău, răsărindu-ne viață veșnică, prin crucea și învierea Lui, spre mila Ta nădăjduim. Așteptăm împărăția cea nestricăcioasă a slavei, cerem împărtășirea la Domnul a celor adormiți.
și ne rugăm așa. Tatăl nostru, fă ca să uite ei toate scârbele și întristările pământești. Tatăl nostru, veselește sufletele celor chinuiți în valurile vieții. Tatăl nostru, mângâie-i pe ei la sânul tău, precum își mângâie mama copiii. Tatăl nostru, grăiește-le lor, păcatele vi s-au iertat. Tatăl nostru, primește ilimanul cel fericit și liniștit. Tatăl nostru, deschide-le cămările îngerilor și sfinților. Tatăl nostru, pe părinții și frații noștri ce adormiți, învrednicește-i veșnicilor tale bunătăți. Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților robilor tăi. Cela ce cu economia ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veșnic, hotărând tuturor vremea și felul sfârșitului, iartă, Doamne, păcatele celor din veac adormiți, primește-i în locașul luminii și bucuriei și le deschide brațele părintești. Auzi-ne, milostive, pe noi, cei ce le facem pomenirea și strigăm, Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, odihnește sufletele adormiților, robilor tăi. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul îndurării, îngenunchez înaintea Ta cu inimă înfrântă și zdrobită. Ție îți încredințez ceasul cel din urmă al vieții mele și ceea ce urmează după aceea. Când picioarele mele slăbite mă vor face să înțeleg că această corabie a vieții mele se apropie de ținta călătoriei, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când ochii mei slăbiți și tulburați de apropierea morții vor privi stăruitor către Tine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când mâinile mele tremurânde și amorțite nu vor mai putea ține bine crucea Ta și fără voia mea o voi lăsa să cadă peste patul durerii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când obrazul meu palid și buzele mele uscate vor produce teamă și compătimire celor din jurul meu, vestind apropierea sfârșitului zilelor mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor ca să asculte glasul Tău care va rosti judecata de care va depinde soarta mea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când gândurile mele vor fi întunecate de frica morții, când sufletul meu se va lupta cu Duhul Întunericului care vrea să-mi acopere ochii inimii pentru a pierde încrederea în îndurarea Ta și astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când inima mea obosită abia va mai bate luptându-se cu vrăjmașii mântuirii mele, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când voi vărsa lacrimile cele din urmă, semn al nimicniciei mele, primește-le ca o jertfă de pocăință și în clipele acelea, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când cei din jurul meu, simțind sfârșitul vieții mele, te vor chema în ajutor pentru mine, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine.
când simțurile mele nu vor mai pricepe ce se întâmplă în jurul meu, ci voi fi în chinurile morții, Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când sufletul meu își va lua rămasă bună de la lumea aceasta și va lăsa trupul meu fără de viață, primește întoarcerea ființei mele la tine ca pe o jertfă ce ți se cuvine. Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Când în sfârșit sufletul meu se va înfățișa înaintea ta și va vedea pentru prima dată strălucirea negrăită a dumnezeirii tale, nu-l îndepărta de la fața ta, binevoiește a mă primi în locașurile cele cerești, ca în veci să-ți cânt și să te slăvesc. Amin.